Mici, dar voinici. Elevii de la liceul din satul Cotujenii Mari, raionul Șoldănești, se mândresc că au ocupație rară. În timpul liber, aceștia confecționează rachete. Micuții au deja la activ 10 de rachete făcute și lansate. Cel mai mult însă ei se bucură de succesele înregistrate la competițiile republicane. Mai mult de un deceniu, la Cotujenii Mari se confecționează rachete. Copiii au învățat de la profesorul lor să asambleze rachete de diferite modele. Dar pentru a modela proiectilele dorite, elevii trec printr-un curs de instruire teoretică. Când plecăm la întrecere, într-adevăr, copiii sunt bucuroși că ei le dau diplome, venim cu premii bănești aici, mai scot ei să mulțumesc. Copiii sunt bucuroși că au ocupație. În fiecare sâmbătă și duminică, aceștia se adună la căminul cultural din localitate și își pun la contribuție imaginația. După câteva ore de muncă, hârtiile și cartonașele lucrate se transformă în rachete gata să survoleze cerul. Acasă stăm și mă ocupă, vin aici, fac rachete și îmi place mult. Eu am participat la una, la Soroca, și acolo a fost foarte interesant că ne-a urmat toată școala. Și noi am luat atunci locul întâi. Nicolae Jovnir recunoaște că este satisfăcut de munca lui, în pofida faptului că nimeni nu-l susține și materialele pentru confecționarea rachetelor le cumpără din propriul salariu. Profesorul spune că nici nu a îndrăznit să implice părinții în finanțarea cercului. Întotdeauna aici noi ne ocupăm gratuit, ei vin, nimeni nu plătește din părință, Doamne ferește. Eu personal mai scot finanțez proiectul ăsta, sau mai bine zis cercurile mele care le conduc. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt 3 echipe care se ocupă cu rachetomodelismul. Printre acestea este și cea din Cotujenii Mari, în cadrul căreia sunt instruiți vreo 10 elevi.